Hei, salut! Ce faci? Bine ai venit la un nou episod din Am o stare. Astăzi avem un invitat special, pe Mihnea Blidariu de la formația Luna Amară. O să discutăm despre rock și activism și chestii. Mulțumim că ne urmăriți, mulțumim patronilor și partenerilor de la Sound Creation. Vizionare plăcută în continuare! Niciodată nu este dubla 2, Paul, pentru că hei, salut, bine ați venit la un episod din Am o stare. Unde nu tăiem nimica! Eu sunt Olaf BVD, lângă mine e fratele Socol și în mijlocul nostru avem pe marele maestrul muzical. Maestrul muzical din formația vocal-instrumentală, Gvintetul Luna Mare. Cum mi se mai spune, băiatul cu trompeta. Așa, așa, salut, salut. Bine. Salut, Pacea. Salut, Paul. Cum te-ai pierdut la noi? Pentru cine nu te cunoaște, fă-ne o prezentare succintă despre tine. Îmi fur stilul. Pentru cine mă cunoaște, mă numesc Mihnea Blidariu, am 43 de ani, cânt în formația Luna Amară de 23 de ani, am venit în Cluj în 1998 la facultate, din orașul Bacău. Wow. Ultima școală. Școala vieții din cartierul Mănăștur. Și între timp, în afară de Luna Amară, mă mai ocup și cu teatrul și cu scrisul. Omul ăsta își vărsa sufletul pe tavă și tu ai zis că faci o glumă. Nu, a fost o prezentare, ce sufletul pe tavă. Dacă îți zice viața... Că zis că e din Bacău? Da, la ce? Aia a fost prima chestie personală. A venit din Bacău, s-a mutat în Mănăstur. Ca același stil de blocuri, păi, bănuiesc. Da, m-am dus în nimerea familială. S-a dat jos mintea din tren în care și după nasta lua și a ajuns în Mănăstur și a plantat steagul la Calvaria. A zis, aici rămân, dați-mi o trompetă. Da, steagul cu Bacovia. Bacovia. Bro. Cântărețul actual sau nu știu, alt Bacovia. Ce? Oh my god, da, este trapper Bacovia. Serios? Da, 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 da. Nu știu, am pierdut. Dar au făcut cool, așa îi vând tors, nu? Nu știu. Am scris Bacovia. Cred că va trebui să fiu un pic mai aproape de și microfon. Și îi depre sau? Păi, ca Bacovia scritor. Cum? Nu, tot trapul e depre. Bă, dar putem să ascultăm dacă vreți. Nu, nu există, frate, e bine. Bun, bine. Și ai venit la școală la Cluj să faci ce? Băi, am venit la școală la Cluj să fac formație, sincer. Adică, cumva, eu am făcut litere, dar am ales așa secția unde a fost cel mai simplu examen de dat, era din română, și așa că am ajuns să fac etnologie și folclor. Și... Which is ironic on so many levels. Da. Și am dat examenul ăsta că era numai din română, din literatură și gramatică. Și după ce am intrat, m-am apucat imediat să caut oameni să fac formație. Mi-a uitat să menționeze că el a făcut muzică înainte. Da, am făcut liceu de muzică, acolo am învățat trompetă, de fapt. Am făcut din clasa 5-a până între a 12-a. Și la Iași ce avea? Bă, îți dau telefonul, mama a discutat cu ea chestia asta. Ați avut conversația asta? Da, am avut conversația asta. Nu vreau la Iași, mamă. Mă, hai că vă zic așa pe scurt povestea cu Clujul, de ce am ajuns la Cluj. În clasa 10-a m-a trimis mama la un festival de tineret la Berlin. Din Cluj? Da, din Cluj. Trebuia să plec din Cluj. Mama era cu Waldorf, cu chestia asta, cu sistemul Waldorf și nu știu prin ce pretendea ei, de la Cluj de aici, m-a trimis pe mine la festivalul ăsta și trebuia să vin la Cluj să mă întâlnesc cu oamenii ăștia și să plecăm împreună cu microbus la Berlin. Okay. Asta în 96 era asta. Și eu am venit dintr-un oraș în care luam bătaie fiecare zi, că aveam părul lung. În Cluj? În Bacău. În Bacău. Rockerii erau așa... Auzi că și druidul la bătaie. Da. Și tu erai tot în Bacău druid. Așa. Mi-am luat și în Cluj. Eu mi-am luat și în Cluj, în Mănășturi, bătaie, că aveam părul. Erai din Mărăști, nu cred că era când... Da, dar aveam și părul lung. Da, așa am ajuns la Cluj și
nu mai știu, am ajuns într-o zi după masa, trebuia să plecăm a doua zi și unul din băieții familiei astea care trebuia să plec, m-a scos un pic în oraș să-mi arate Clujul. Și am ajuns în Piața Unirii, în Matei, cum îi zicea atunci, unde am găsit, știți cum era prin anii 90, toată lumea la oaltă, panchiștii, metaliștii, hipioții, cu skin-ul, cu ăștia. Aia nu știe. No. Că tu n-ai. Noi aveam o fântână în Mediaș, dar atât. Fântână. Fontana di Trevi. Și mai venea Iris din când în când și cânta. La fântână? La Bacău și toată. Da, că acolo era primăria. Ah, ok. Și era... când am văzut ce era acolo în Unirii, în Matei, că toată lumea era ok, nu știu la mine bătaie, nu era atacat nimic. Da, deci în zis, Matei no, fiind aici Piața Unirii, da. Mă rog, pentru cine nu știe centru. Și eu aici vin la facultate. Am zis, mama, eu mă duc la Cluj la facultate și de acolo întrebarea lui Maica, dar Iașu ce are? Dar la Iași, la București, măcar. Vă sunăm, vă pupăm mama Mihnea. Cum îți trimite bunica pachet? Nu știu, treaba voastră. Nu știu, treaba voastră, eu vreau pachet. La Cluj. No. Îmi face ceva cu chiftelele, că eu nu mănânc orice. Pârjoare, băi. Și tu, practic, pentru tine Clujul e ce Timișoara pentru Phoenix. Adică păi, o să cânți de curând la o nuntă. Nu, că o să cânți tot, o să ridici foarte mult orașul un slăb, mă gândesc. Clujul? Da, îl iubești foarte mult. Ba, nu mai iubesc. Dar nu-i bună analogia, pentru că ăia sunt din Timișoara, știi? Da, dacă stai deja de 23 de ani în Cluj, nu ți s-a împământenit deja? Bă, să știi că am chestia asta, și acum că mă întreabă lumea de unde ești, eu tot zic din Bacău, nu știu de ce. N-am reușit să asimilez așa cumva, să mă consider clujean. Dar n-ai buletin de Cluj? Ba, da. Dar poate nu e relevantă chestia asta. Păi, bata, că de acolo îți mai speli statusul de vinitură. Dacă întreabă dacă ai buletin de Cluj, nu are ce să zică. Da? Plus că, oricum, am ajuns să am și reacții din astea de clujean jet by jet, din astea cu mașinile, cu numere din alte județe. Da. Și ai parcat pe trotuar, bă, bineînțeles, că la tine bistrița de acolo, știi, din alea. Da. Da. Știi? Dar faceți festival la mine în oraș, în centru. Uite, bă, la tine Satul Mare și parchează acolo. Domnul primar, când facem și noi podul ăla? Lasă că am auzit că la anul că e carnaval. Da, o să fie carnaval în Cluj. L-ai văzut știrea, da. O zic că face podul, nu e un fel de carnaval. Nu știu exact ce. Nu-i cu tematică în fiecare an, din aia cu ființele pădurii și uite magicianul și pula mea. Dragon, da. Păi și anul, e tot carnaval. Carnavalul. S-a întâlnit cu ceva nenți, boc, nu știu cu cine, și o zis imediat după că face carnaval ca la Köln sau la Berlin. Sau la Constanța. No. Bă, chestia asta cu carnavalul în Germania este de mult tradiție, dar e de mult, adică au oameni care își iau o zi liberă, concediu. Și ce la noi n-ar fi fain să fie și o tradiție. Păi și în ce te îmbraci? În strigoi? Da, stai puțin, dar trebuie să se îmbracă lumea la carnaval. Da, se costumează. Da? Ca la Rio, așa? Da. Nu așa, ca la Rio. Așa a fost comparația, exact. Așa a fost ca la Rio? Așa au zis. Și când îl fac în decembrie? Nu fost că la anul. Și cu a lot of white people. Only white people. Only white people. Only white people. Da. Și cu un pic de blackface, dacă se poate. Da. Zi-mi un pic de Luna Mare. Cum ai găsit anunțul în ziar ca să dai de nic? În piața de la A-Z. Am dat de nic la un chef. Eram în music pub și cineva a zis: bă, am eu un prieten care are o cofetărie undeva aproape aici. După ce se închide în music pub, hai să mergem acolo să facem party. Wow, și vremurile bune de after, nu? Da, știi cum, când închideam pub-ul, unde mergem, ce facem? În cofetărie. Așa, Ca să fiu corect 100%, era cafe bar. Era cafe bar. Se comercializa și alcool acolo. Și se fuma. Și da, și m-am dus acolo și acolo am cunoscut pe Nic. Și, bineînțeles, nu, din una în alta, ce asculti, asta ascult eu, hai să facem trupă. Așa a făcut trupă. Asta a fost schema. Dar el nu avea totuși inițial un proiect care îl începuse sau ceva idee de genul ăsta? Bă, nu, el își compunea piesele lui și mai arăta lui Oigan de la cum, erau prieteni buni și n-avea niciun proiect făcut. Mm-hmm. Știi? No. Și asta a fost. Și prima formulă a fost, nici măcar n-aveam bas, eram trei chitariști, că am luat un băiat care locuia cu mine, Radu Cindrea, care studia matematică și locuia în aceeași chirie. Așa, și la primul tobar a fost Claudiu Curcărin.
Nașu. De la Night Losers? De la Night Losers, da. Ah, ce tare. Care au bătut și la Sistem. Uh-huh. Da, și așa am cântat, a fost, se chema, primul nume al proiectului a fost The Ideal Crash, care e nume de la un album de la Deus. Ok. Și am cântat la... Mai obscur, data nu se poate. Da. Și am cântat la... Ei, dar nu multă lume, o trupă belgeană, chiar nu... Da. Mamele lor știu că au cântat. S-au cântat. No, și așa am cântat la... Primul nostru concert a fost la Bal Arhitecturii în 99. S-au ținut undeva, aveau ceva sediu în Zorilor. Pe acolo, de la primul așteptat, așa, și am cântat în deschidere la Implant pentru Refuz, prima dată când am văzut Implant pentru Refuz. De atunci cântă și IPR? IPR cântă din 96. Da, da, da. Da. No, și perioada fost, cu Narcoma și... Care... Da. Wow. Da, am prins și Narcoma live, la Bianco e Nero, dacă mai ții minte. Da, era o discotecă centru. Care n-avea niciun sens, cum așa super dubioasă. Care avea un loc unde puteau să țină concerte, mai ales că era penurie de concerte în perioada aia. Nu? Da, bă, scânta Music Pub. În Music Pub erau, da, era. Majoritatea no, concertelor. Tot timpul. Acolo era. Da, și asta a fost. Și după aia am făcut formulă. Eu, pe vremea aia, începusem să cânt, mai băgam folchisme din astea la un cenaclu, la Casa de Cultura Studenților. Râpa? Bă, nu, nu, chiar Râpa nu, aveam și eu compozițiile mele, așa, și era un cenaclu făcut de Emeric Imre și acolo am cunoscut pe Petru Gavrilă, primul nostru chitarist, care de fapt a bătut la Tobe mai întâi, în prima formulă de schema Tanagra Noise, așa, am găsit numele ăsta. A venit Richard, manager, Yuri, fost primul basist. Și după aia în 2001 a schimbat numele. Adică în 2000 a schimbat numele în Luna Amară. În 2001 a venit și Sorin, a plecat Iuri, a venit Sorin la bas. Și cam asta a rămas formula stabilă de 4 oameni. Am tot schimbat chitariști și de curând a plecat și Răzvan. Da. Și Luna Amară vine de la carte? Adică eu așa știu de la povestea? Film. De la film? Da. De la care film, e după carte? Care e după carte, da. Deci Luni de Fiere de Pascal Bruckner și filmul okay. Luna Amară de regia lui Roman Polanski. Dar au fost așa... Asta cu Nick, când ne-am bătat 3 zile să găsim un nume română. Aia a fost pretextul da. Ca să vă îmbătați. Da, ai ceva, zis, stai Nick la mine să bem ceva. Hai să găsim un nume. Da. Am ajuns 7 kg de vin. Nu mai știam ce idei să avem și ajunsesem ca... La, făceam liste, știi, cu no, filme, cărți, chestii și la, nu mai știu, am zis eu Luna Amară lui Polanski și Nico zis, bă, sună bine, asta hai să vedem bă, cum ar fi, nu știu, asta rămâne da. Și asta a rămas Luna Amară. Acum sunt mai multe trupe cu Lună în titlu. Bă, da, am văzut că a apărut Om la Lună, care Desculți am văzut că pe Lună. Desculți pe Lună. Da, uh-huh. Da, da, da. Ce? Da. În ce an a apărut formația Desculți pe Lună? Mi se pare un nume foarte neinspirat. Un an, doi. Da, ceva în genul. Ceva de genul, da. Da. Da, Om la Lună, am văzut că e chiar au succes. Uh-huh. Activitate constantă. Da, da, da. Da. Și cam asta... Bața s-a dus. Nu mai vreau să mai jignesc trupe, că mi-am pus pe White Walls în spate. Da, Bața are un talent în a jigni neintenționat trupe care da? Nu-i plac. Aia a fost o chestie okay. În care am avut un episod în care vorbeam de muzică rock și mă întreba mie ce muzică nu-mi place și am zis că nu-mi plac White Walls. Aulă. Și prietena solistului a ascultat podcastul și s-a crăcănat de râs și am primit comentariu de la White Walls că... De pe contul lor de da, că a ascult podcastul și ție mare dis despre trupa ta Fuck My Life. Da. No. Bă, am râs. Oricum o să-i avem în, e, o să-i avem invitați. Dar da, sunt puține trupe din România care îmi plac. Adică nici Luna Amară nu prea mă omor după ea. Dar asta știe... Eu n-am treabă cu asta. Bineînțeles. Gustul nu se discută. Știu că este o poză. Nu m-au fost la toate concertele. Am fost aproape toate concertele. Are vinilurile și hanoracul. Iată, și hanoracele. Hanoracele și tricouri. Dar în rest nu-i place absolut nimic. Trebuie să susțin industria locală. Am înțeles, lui place designul. O ascultat Nord până eu ieșit pe urechi lui nevastă. Nord este un album bun. Da. Mersi. Am și 6 viniluri. Mulțumim. It's weird. E bacia. Dar este cea poză cu mine la concert la Luna Amară. Așa. M-a chemat Sorin la cea în flying. Și toată lumea e fericită. Așa. Și este poză cu mine care eu stau așa. Din ce an? Cred că după ce a ieșit nouă. Tu ești prieten vechi cu Răzvan, nu? Cu Răzvan, da, și cu Sorin m-am împrietenit prin Răzvan mai bine. Mm-hmm. Dar da, cu... Păi,
prietenia cu Răzvan s-a înfiripat când am început eu să colaborez cu Richard la Clicks on Byte. Așa, da. Și scriam recenzii de albume. Și venea tot timpul Răzvan și îmi comenta dacă ceva nu-i plăcea, îmi scria că sunt prost și că nu știu ce, nu știu ce scriu. Frumoasă prietenie. Frumoasă prietenie, da. Și din abuzul ăla am ajuns prieten. Ce bine. Fain așa. Da, acum dacă stau să mă gândesc, nu e neapărat una. Cred că multe prietenii de ale mele au început așa cu abuzuri de genul. Și cu Paul. Da. Că nu ne suportam. Da, asta zice ceva despre el, dar... Da, despre mine, într-adevăr. Acum hai să... Bun. Și cu timpul trupa a ajuns să fie oarecum controversată. Bă, da... N-a fost controversată de pe primul album. Da, mă rog, nu că am fi căutat noi lucrul ăsta neapărat, dar... În ideea în care aveau niște piese care erau diferite față de alte formații? Nu, pe parte de versuri. Nu, mi se prea... Păi da, dar în perioada aia mai existau trupe care aveau mesaje. Adică o și zis de IPR-ul care altar, din 96, da, și Altar era... Dar în general, oricum, puține... da, puține trupe cu mesaj social, așa, rock, mă refer, rock românesc. Eu așa am simțit că eu am fost în mare parte responsabil cu partea asta social-politică. Protex. Asta da. Omul să vorbească. Scuze. Ziceam trupe antisistem. Se transform în mine. Lasă-l să vorbească. Scuze. Și de acolo au apărut controverse, mă rog, în sensul că am fost dat jos de pe scenă de câteva ori. Lucruri de genul ăsta. Adică ați fost cenzurați? Da, da. Odată în 2003 în Cluj, 3. La zilele Europei, ziua Europei. Da, a fost foarte dubios moment. Da, foarte ironic. Avramian. Da. Despre unitatea țărilor și mi și cenzurez o formație. Da. Păi cumva a fost așa, o poveste semi-haioasă, că ne-a chemat ăștia. În fine, Richard rezolva concerte în perioada aia și au făcut el o schemă, ne-au băgat pe noi acolo la ziua Europei, cap de afiș era Voltaj, cred că sau ceva în genul ăsta. Și se întâmpla în Avramian, acolo era scena pe Avram Iancu? Da. E chiar în fața Teatrului Național. Exact. Și noi când în stradă. La, wow, da, okay. Noi când ne-am dus la probe, ăștia făcuseră programul lor de Ziua Europei, implicat printre altele ceva grupare de jandarmi care făceau demonstrații de karate acolo pe scările Teatrului Național. Uh-huh. Băi, ce era de absurditate totală. Adică da, Teatrul Național și pe scările în față ăia spurgeau cărămiți cu capul. Era o chestie. Da. N-avea niciun sens. Noi te-am zis, bă, ce se întâmplă aici? Care e chestia? Plus, tri bombe, chestii, sfâriau grătarele, alea ca la noi, știi? Ca la, așa. Și era așa, un fel zic, de zilele orașului. Da, exact. Și ne-am urcat pe scenă și când am ajuns la piesa Folclor, adică am cântat vreo, nu știu, aveam un program de scurt, de jumătate de oră sau ceva ăsta. Și am cântat vreo 5 piese, ultima era Folclor și înainte să cântăm Folclor, am zis eu că, nu mi se pare, nu înțeleg care e legătura între Ziua Europei și... spart cărămiți cu capul. Muie la jandar. Atunci nu am zis, ulterior. Dar chiar atunci. Și Nic, cred că o zis ceva, că dacă am fi fost chiar în Europa, nu erau gardurile astea. Exact. Că erau puse garduri la 5 metri de scenă. Și publicul stătea și mai în spate. Nu avea nicio logică. Nu e ca și cum ne duceam să dărâmăm scena asta. Reminiscențe astea de la Fanny Voltaj. Zici că era concert Michael Jackson. Am început prima strofă și l-am văzut pe ăla pe organizator, așa cum traversează în spațiul ăla imens care era între garduri. Nici n-aveai cum să nu-l vezi, că nu era nimic, nu era buffer. Cum traversează așa pe acolo și se duce direct la sunetist. Mi-a dat seama ce urmează să se întâmple, că eu făcut semnul ăla să taie sunetul, nu știu ce. Și pe aia vine la noi pe scenă și n-au că să ne dăm jos. Ala. Asta a fost prima schemă. S-au trântit niște instrumente. Da. Adică fost voi de nervi? Sau? Da, noi de nervi, da. Nu și... instrumente, niște microfoane. Aveau numai instrumentele alea. Mulți ani după aceea, așa de apropo de chestii așa interesante cumva, poveștile astea, mulți ani după aceea, adică în sensul că acum 2-3 ani, am cunoscut un băiat care mi-a povestit cum el a fost cu taică-sul la concertul ăla în 2003.
fiind, nu știu, avea 7-8 ani sau ceva de ăsta atunci, și taică-s așa de tare se nerva pe chestia asta că te-a nou sunetul și așa, încât o vrut să... Să-l bată pe copil. Nu, o vrut să rup, să dea la o parte gardul ăla, să ducă să cete cu organizatorul și l-a arestat jandarmeria. Și ăsta avea o amintire așa cumva traumatică cu taică-sul care a fost arestat de jandarm din cauza că s-a supărat că... Păi a fost cu scandal după aia, că oameni, era o parte din oameni care veniseră pentru un la mară și evident toată lumea era nervoasă pe acolo, dar erau și aia care veniseră pentru voltaj și se bucurau că nu mai e luna mare. Și au început oamenii să certe între ei și au zis jandarmii, dacă am spart cărămiți, să continuăm. Avem echipamentul ăsta noi. S-a creat o antrenamentul acum. O mășală din aia super dubioasă pe acolo, n-am înțeles nimica. Ce drăguț, băi. E așa de mioritic tot pe Instagram. Nu că care... să-mi bat pula formația ta. Următoarea scenă de genul ăsta au fost tot în 2003, de 1 decembrie, la Alba Iulia. Nu știu cum a reușit Ricea să ne bage, nu știu, a fost în capul lui că dar și ghigurile astea noi am de cântat la... Așa, da, Jerry Springer style, da, știi? Da, da, da. Dar era cumva Ricea de avea pe vremea aia și a fost bine gândit-o așa, că avea filozofia asta. Bă, trupă nouă, îi băgăm peste tot, știi, să cântăm oriunde. Și am băgat acolo la Alba Iulia în 1 decembrie. Și a fost o chestie în genul ăsta că, na, iarăși acolo, dai seama ce peisaj cu ăia, cu furduian, cu steguleuțele, cu... Nu, că eram pe scenă cumva, un fel de scena a treia, undeva băgat acolo în cetate, nu era principal acolo, pe așa, mai într-o parte. Era în deschidere la furduian. Și atunci am apucat să cântăm, inclusiv folclor, am cântat, numai că am zis eu o chestie... Nu poți să tași nici tu, din nu, dracu, mă, mie, my big mouth. Și era toată chestia, știi cum, la Ziua Națională, cu sărmăluțe, cu fasolea, cu ciolan, bla, bla, bla. Și eu am zis, zic, vă place la Ziua Națională? Da! E bună Sarmaua! Da! Iubiți România! Da! Toată lumea care ar vrea să plece mâine definitiv din țară, să ridice mâna sus. Toată lumea cu mâna sus, știi? Și am zis, I rest my case sau ceva în genul ăsta, știi? Atât am vrut să... Așa. Și am cântat folclor. Și pe ce am cântat folclor, am terminat concertul și Richard a făcut un deal cu ăștia de la primăria Alba Iulia, trebuia să ne dea bani în transport, atâta de transport, că păi întorceam acasă oricum în seara aia. Nu trebuia cazare, nu trebuia super nimic. Pont concertul ăsta. Da. Așa, și... Vine ăla la reprezentantul primăriei, aia n-a sunat niciodată, a fost genial replica. Și zice, mă, băieți, mă, după ce a făcut pe scenă, sper că nu mai aveți o pretenție transport sau așa, ce bani în transport. Și noi eram, zic, păi da, dar așa a fost înțelegere. Na, bine, mă, băieți, mă, băieți, uite care treaba. Bă, eu știu, na, se stinge, așa, fierbe sângele, na, așa, revoltă și așa, așa am fost și eu. Bă, da, bă, auzi, de ziua unei gagiști, dacă, și dacă e urâtă, bă, măcar de ziua ei sper că e frumoasă. No. Adică gen, nu, știu că da, rămâne de căcat, dar măcar de ziua ei spune, știu că e fain, ceva, știi? Și nu mi-a dat bani în transport, aia a fost așa o chestie. Acum, n-a fost cenzură, o masculinitate toxică, așa, într-un discurs patriotic. Păi ce să zic mai mult de patriotism decât un pic de masculinitate toxică? Da. Azi, 1 decembrie, deci nu te bat. România. Nu ești bun de nimic, dar măcar de ziua ta, hai, păi da, dar cu chestia asta, cu implicarea lui Richard, la ce ziceai tu, ea, chiar știu și eu și din poveștile lui, chiar a forțat, va cărat peste tot în România asta, adică în toate peluncile, cred că au cântat Luna Mare. Exact. Și la un moment dat chiar era așa o chestie că ne-și întreba toată lumea că, dar de ce nu vă cântați la București, mă, că voi cântați mai des în București decât în Cluj. Așa și era, deci cântam în București, era o perioadă în care cântam de 3-4 ori pe lună în București și în Cluj o dată la 2-3 luni sau așa. Erau foarte multe cluburi în București și băgam așa în neștire tot. Mm-hmm. Da. Dar da, au fost niște concerte pe care aș prefera să nu le fi avut. Niște condiții în alea. Păi, da, mai ales că majoritatea, cum erați la început, e cum zici tu, nu, și eu din experiența mea de muzician, și acolo era bani. Dacă primeai banii de transport, erai fericit. Da, cam asta de acolo, era. Încolo. Da. Păi primii bani din muzică i-am făcut chiar cu puțin timp înainte trecut. Să... chiar cu puțin timp am înainte să... banii de la Orda. Ioi, nu mă porni cu Orda. Ioi, doamne. Da, cu puțin timp înainte să lansăm primul album, în 2004, atunci am început să facem primii bani, așa, și acum mă duc aminte,
am făcut, prima dată când am făcut bani în muzică, a fost într-un concert la Bianco e Nero. Și am făcut, efectiv am făcut, nu știu cât era pe vremea, că era leu vechi, nu era, și am făcut 1700 de lei de fiecare. În fine, m-am plătit taxiul până acasă cu banii, aia a fost da, tot. Deci transportul. Transportul, da. Aia au fost chiar primii bani. Din, și după aia am cântat la București și atunci știu că am făcut 30.000 de lei de fiecare sau chestia asta. Sau cum era, că era leu vechi, un fel de 30, două pachete, un fel de 30 de lei acum, sau știi. Da, o chestie în asta. Da, mă, dar e și bucuria aia la început când începi să generezi. Și măcar ai un pic de plus. Ne uitam la bani, aia eram așa, no, eu i-am făcut. Știu că am auzit concert pe care l-am organizat în Cotton, am cântat cu Indian Fall în Sibiu și am terminat de plătit trupele. Și a rămas cu bani și am... Ce face cu ăștia? Bam! Avem bani în plus? Da, i-am băut pe tot în seara. Evident. Ce nu, ce a, era... Rock and roll. Rock and roll. Da. Bun, și ce a mai fi de menționat? Vrei să închizi? Ai, pentru întrebare roșie... Da, voi aveți pe culori sau când avem da, culori. Roșu, galben și albastru. De marea unire. Și dacă ceva imita maghiar, e roșu, alb și verde, nu? Nu, avem unguri în podcast. Am unul acasă. Nici... și mi-ajunge. Okay. Nici în Cluj. Încă retrei. Gata. Câți kilometri crezi că ai făcut cu trenul în total în viața ta, în perioada de turneu, să spun întrebarea la Denis Rifai? Mă, am umblat cu trenul din 2000 până în 2006 și la un moment dat știu că calculase Sorin într-un an, că el avea, era student și avea de reducere pe transport, carnețel din ăla cu foile alea. Și pe alea scria și no, distanțele și așa. Și la un moment dat calculase, cred că în 2000... Chiar 2006, că atunci au fost și lansarea la Loclipsă și... Pardon, în 2004. În 2004, în anul ăla făcusem 80.000 de kilometri cu trenul. Dar era numai pe 2004. What the fuck, man? Da. Da. Și cauza voastră infrastructura a putut ca să duce liniile. Da. Wow. Deci știu că atunci am învățat să dorm în orice poziție. Păi vreau să zic că e și foarte greu să mergi cu trenul, mai ales trenul nostru. Și cu, scule după tine. Și ai haine de tren? Da, clar. Ca să nu te lipești de banchetă. Da, nu era... Cu tobele lui Răzvan, așa? Nu? Apoi nu își lua, își lua premierul, pedala și cinelele, știa, era... Da, e suficient, man! E suficient, da! Mai căram și ampuri câteodată. Aveam un Fender, mai avem și acum Fender-ul ăla, un Fender Twin Reverb din 76, avea Nicu, 35 de kg era. Și l-am cărat cu trenul de câteva ori și ne-am blestemat zilele. Și până în 2006, după care am început să umblăm cu mașini mici, cu alu Nic și cu alu Răzvan, pe care la un moment dat am început să umblăm cu microbuzul. Asta, nu. Și mai în ultimii ani, acum, mai luăm și avionul câteodată. Așa, wow, mai ce crazy avion! Vedete! Da. Să nu pățiți cum au pățit alte trupe care vin la noi, când au avut cea concert după din Finlanda, nu le-au venit bagajele, chiar da, cei sunt de chitară și au crezut că sunt arme. Așa de inteligenți erau oameni din aeroport. Le-au confiscat chitările și erau de ce? Așa am văzut în filme, mitralieră. Când organizam Bucovina Rockesă și am pățit cu trupe străine chestii din astea, cu scule, ajuns în alte aeropoarte. Da, știu cum e. Fun. Bucovina Rockesă e festivalul ăla unde vă luați în gură tot timpul cu primăria în fiecare an? Cu facțiunea creștin-ortodoxă din județ. Da, care sunt trei bătrâni. Nici măcar nu-s bătrâni. Trei seniori. Din ăștia, da, în fine. Middle-aged man care vin și... Dar acum nu mai facem. Din cauza lor am câștigat? Ba, nu. E o poveste poveste mai complicată cumva, dar da, hai să zicem că nu ne-am mai înțeles cu autoritățile. Cam asta au fost și atunci și eu și Andy... colegul meu, Andrei Gușanu, de la Toy Machine, făceam festivalul, am ales să închidem capitolul. O venit și pandemia, atunci a trebuit să suspendăm și după aia nu, am lăsat-o așa, că nu... Aveau băieții, și-au dat seama că decât să facă rock pentru tineret, mai bine cheltui banii ca să prostii. Apropo de festuri, vreau să vă întreb, că mă gândesc că amândoi aveți experiența asta, unui festival la care eu n-am fost niciodată. Așa. Așa. Pentru că nu mă lăsau părinții. Așa. Că e plin de drogați și bețivi. Unde este? La Fân Fest. Spune-ți la Fân Fest. La Fân Fest era? La Fân Fest. Dar e fost în vamă vreodată.
Am fost odată și m-am întâlnit cu Matli de la... Păi poate îl găseam și la FanFest. L-am găsit în filmările la Oaha. Ah, bă, ce tare. Da, știu filmarea aia. O să punem filmarea. Nu o să pun. Atunci o să înțeleg de ce nu mă lăsa mama să merg cu festivalul. Scena aia cu... Deci filmarea e ceva tipă care zice... E ceva cort, plouă afară și acolo cea improvizație și e ceva tipă care zice... Vai, ce bine mă simt aici. Nu, vai, că ce fain aici, că așa de mult râd că... nu mai poți opri. Și Matri zice, sau de pe filmare, Matri zice, las că te pot să opresc eu. Pot să opresc. Da, da. Și ce vrei să întreb cu FanFest? Ce era, FanFest? Ce era FanFest? Că acolo cântam fiecare an luna mare. Păi da. Am și eu am fost implicat și în organizare. De fapt și Paul a fost implicat în organizare. Amândoi am fost... FanFest era festivalul făcut de... Paul a fost implicat în organizare la FanFest? Da, ce făcea? De toate, că așa acolo cumva acolo când organizam festivalul, fiecare la început avea un rol foarte bine stabilit și acolo la fața lui colegi să facem de toate toți, deci gen nu mai să era... strângi gunoiul. Da, orice, tot. Să construiești băncuțe, să tot felul, da. Fain. Dar FanFest a fost festivalul campaniei Salvați Roșia Montană, organizat de voluntarii Salvați Roșia Montană. În Roșia Montană? Câte ediții? 10 ediții au fost, mai multe cred că din 2004 a fost prima ediție și ultima a fost în 2013, cred, deci 9 ediții. Da. Da. Sau și în 2014 a fost, nu mai știu exact. Nu au să zic ce ediții, dar eu ca organizator am fost la 7, am organizat, cred că, 7 ediții, da. Bă, și era foarte fain, a fost cumva tot mai complex de la an la an. Mi-a plăcea foarte tare festivalul ăla, să mă și implic în organizare, să și cânt și toată atmosfera așa, foarte mișto. No. Da. Chiar așa... Și chiar au crescut, dar nu te-au lăsat să mergi acolo. Și la alt fest mergeai? Bă, și culmea că chiar nu, sincer spun, era cred că cel mai cumin. Da, da, clar. Era chiar mergeai la folk, eu în vamă. Am văzut filmarea de care zicem și oamenii aia... Da, aia nu-i de acolo, e de acolo. Aia nu-i de la aia nu-i de la fericire. Ce fac oamenii în corturile lor? Eu am vrut să spun că... Am vrut să spun că, spre deosebire, adică comparativ cu alte festivaluri, era chiar... Chill, mai ales din perioada asta, repet, dacă mergeai la Folkiu, care era de Stufstock, era dezastru, dar Folkiu era numai... Unde se tăia FanFest-ul? Lângă Roșia Montană, pe acolo. În Roșia Montană, asta am zis. Era și departe de mine. Foarte departe. Eu nu aveam formații cu care să mă duc din media. Că nu mă chemau, eu cântam death metal. Au fost și trupe de death metal la... Da. Nu știu, am băgat de toate acolo. Da. Am făcut și niște ediții în care ne-am luat mai mult decât puteam duce. Știu că aia din 2005 a fost dementă. Am făcut de 400 și a fost 42 trupa de trupe. Din Bulgaria. 42 de trupe în 3 zile. Ce a fost o chestie asta? N-avea niciun sens. Ați vrut să faceți Woodstock? Da, și a fost în capul nostru. Da, și cu trupe din Anglia, din Bulgaria, din Ungaria. A fost inclusiv o trupă de punk din Nepal. Aia, da. Ce-a da, fost, da. De-aia am auzit și eu. Deci, așa fericiți erau oamenii acolo. Și era pentru ei, era foarte, așa, foarte. Și interesantă trupa. Aici era... Așa, cântau, adică vreau să zic că ceva, nu era așa o chestie a Și au fost și trupe super cunoscute acolo. Da, inclusiv, nu știu. Puteau să fie, dar eu nu le ascultam. Da. Și poate de aia nu veneam la fest. Că nu ascultam nimic din ce era acolo. No. Da. Ok. Și poate luam și bătaie atunci, dacă veneam și eram... Nu, asta nu. Nu mă, dacă spuneai ceva... tricou cu gol Roșia Montană, gol Culporeș, atunci am zis că... că era și perioada de... Aia era toată ideea. Da. Bine, nu zic că nu au fost conflicte, că au fost conflicte de-a lungul timpului. Da, și inclusiv că era festivalul, trebuia tot timpul să... Aveam gașcă care numai se duceau în timpul festivalului și repuneau tăblițele indicatoare, știi, cu înspre festival, înspre zona de lounge, înspre... Veneau aia de la companie de la minieră și futeau traseele și toate alea, știi? Da, ca niște copii, sabotaj de copii mici, știi? Da, hai să vă iau semnul ăsta la stânga! Au fost și faze iurea, când, de exemplu, unii s-au rătăcit, cât așa, ăștia au întors aiurea ceva indicator și s-au rătăcit unii, au ajuns pe Valea Cornei, pe ăștia dracu, pe niște ploi din alea și... Mi se scoatem de acolo, salva montul. Aiurea, știi? Nu, puteau să pățească, știi? Da, tot fel de faze. Plus amenințări. Da, bine, asta era la ordinea zilei cu amenințările și cu astea, sigur. Mai ales cu oamenii care erau din organizare, pe acolo, știi?
Da, când spun amenințări, cum să zic, nu, să-mi închipui că amenințări, că lasă-te prin niște bani. Nu, cu toporul. ca la moți, mă. Ca la Toderici acasă, cu Edin style. Da, da. Deci aplicau strategia, nu dați aur, n-aveți muzică? Cum adică? Ce? Nu, ei erau de la compania care vreau să foreze. Da. Ne erau, cum să spun, erau și oameni care erau de acolo, dar compania minieră le ofereau niște joburi. Da. Mă rog, nu aveau niște joburi. Aveau ca un fel de security angajați de ei. Da, era un fel de... Cum am zis, într-un fel, niciodată n-am fost în stare să intrăm așa într-un conflict pe bune cu oamenii ăia, când, pe de-o parte, într-un fel, înțelegeam că erau ăștia mei, adică, nu, sărăcie luci acolo, știi? Și oamenii aia, nu, vine cineva, vă dăm joburi, dar mă, nu e interesat, nu aveți ce discuții să ai cu ei despre ecologie sau despre... Singura discuție care puteai să o ai eventual era legată de, bă, chiar așa, nu știu, îți dai casa, vinzi totul, lași baltă, știi? Pentru că, nu, erau oameni, că noi cu ei am lucrat, ne-am renunțat acolo pentru că a fost o mână de oameni care au zis, bă, nu ne plecăm de aici, nu, aici vrem să trăim, asta este, știi? Și noi ne-am dus cumva să-i sprijinim pe ăia. Dar erau oameni care, nu, au ales să lucreze la gol, dar vorba lui Paul, să lucreze, era în fel între ghilimele să lucreze. Că nu aveau concret joburi pentru ei, știi? Compania îi angaja, le punea niște uniforme pe ei și trimitea efectiv când știa că de televiziunea... Du-te, fă scandal acolo. Să se plimbe prin sat în uniformă, să vadă ea că ăștia tipul le-au angajat oameni, știi? Dar nu, ei nu lucrau nimic ca practic, știi? Că nu aveau ce. Singurii care lucrau pe bune erau ăia din birouri și firma de... Adică ăia care au angajat la pază. Știi? Și care de fapt erau și cei mai răi, erau la pază, țineau cu dinții de joburile lor și erau stare, băi, erau și amenințați, erau sâși la bătaie și de ce erau cei mai... Păi, probabil era în fișa postului. Probabil. Da, aveau target de topoare pe lume. Îți place să faci scandal fără niciun motiv, dacă zicem noi? Da, dar așa mă bag. Cu toată situația care exista, bă, spun sincer, nu cred că am avut vreodată la vreun festival vreun conflict pe bune, să iasă bătaie așa, adică să fie, să trebuiască să intervină poliția sau așa, la modul nasol, știi? Niciodată n-a fost, deci cumva, așa, amenințări, chestii... A fost prin 2014 ceva cu Ultraș. Nu în timpul festivalului. Păi era conflictul ăla. George Simion. Băiețașul care acum e cu aur și așa, da. Veniseră aia de la Peluza Sud, la Steaua, cu Unit sub Tricolor, așa, și... Cu Tricolor, cu Zelea Codreanu și... Da. Ce drăguț, mă! Cu legionarii. S-a apucat să dea cu... cu torțe în scenă când cânta, pentru că când cânta Babazula. De la, nu Babazula, că nu cu turcii aveau probleme, ci cu maghiarii, bineînțeles. Când cântau Sample, era o trupă din Sample, din Secuime. Da, și fazi, na. Ce să... Da, erau cu mesaje xenofobe la FanFest, da. Că așa s-au gândit ei, că-i pont, știi? Jesus Christ. Gen, aici nu cântă ungurii, numai românii. Da. Știi, din asta. Da. Păi, na, așa era de atunci. Și mișcarea asta cu Roșia Montană, că știu că în Cluj a fost o grămadă de proteste, Și mi se pare că, nu știu, poate greșesc eu, a fost foarte puternic concentrată pe zona de Cluj. Adică în restul țării nu am văzut așa de multe mișcări proteste decât am văzut în Cluj. Păi asta a fost din cauza că cumva ești cel mai aproape de Roșia, cel mai, adică orașul... Da, evident că a fost și în județul Alba, adică... Da, dar din cauza asta, știi, că eram... Aici era mai mulți și de-aia s-a întâmplat concentrarea asta de forțe pe județul Cluj. Și după aia în București, da, acolo am căutat să fie mai multă lume, că acolo nu, erau instituțiile statului, trebuia să faci proteste, să te duci, să... Na. Și la Cluj, cumva noi, cred că am fost așa primii țăcăneala noastră cu Conti, că eu și cu Socol și cu încă alți oameni am ocupat Conti atunci, în 2011, ne-am închis înăuntru. Și cât ați fost închiși înăuntru? Ba, cât am stat? De la 4 dimineața până la 3 după masă, ceva în genul ăsta, nu? Pe la 3-4 dimineața am intrat. Oricum, aia poveste, putem să scriem un roman despre aia. Da, nu e suficient timp. Păi mă gândesc oricum, cum v-ați luat arest, sultat, dube, tot da, ce trebuie. Da. Bine, dar e așa de lungă povestea, deci și sunt atâtea chestii care sunt complet din altă realitate. Da, și absurde și comice. Cum ne-am blocat, de exemplu, în Conti. Voi n-ați vrut să mă închideți. Ba da. Ba da, dar ne-am închis așa de bine. N-ați mai putut ieși. Că n-am mai putut ieși, man. Deci a fost horror. Iar să spargă ușa. Băi, cu poliție. Da, că a venit pătăgări. Jandarmeria. Actually, am primit chestii pe care le-am luat cu funi. Cu sfoara, știi. Drăguț. Cu sfoara, da. Foarte tare.
ceai, da, de la Demers. Da, da, da. Aia a fost foarte tare ziua, aia a fost, așa, nu știu, să-mi amintesc mereu cu plăcere, cumva. La fel de, da, mult cum vă aduceți aminte și când a fugit doamna Viorica Dăncilă de voi? A fost foarte, da, în ziua aia efectiv ne-am distrat, nu a fost, da, niciun protest, da, da. Ne-am întâlnit cu Mihnea și am râs într-una. Am aruncat hârtie igienică. Am aruncat hârtie igienică ca niște copii mici. Și nu m-am strigat: doamna Viorica! Aia am făcut non-stop. Erau terorizați ăia de la jandarmerie care trebuia să... Mergeau și la aici. A, ce mușchilos ești! Ești de la forțele alea, șmechere! Și aveau fețele alea să mă ori, așa aș vrea să-ți fut una. Dar la Occupy Conti, bă, au fost tare, până niște faze. Mă țin minte aia cu băieții care, cu muncitorii de alături. Da, aia, deci vis-a-vis la Librăria Universității, acolo erau niște oameni care făceau fațada la clădire, fațada, știi? Și... Când au venit poliția prima dată, când la 9 dimineața sau 10. Da. Erau muncitori aia și au început să fluiere... Să cânte, cântau... Să cântă, vine verdict, poliția... Și noi înțelegeam ce cântă și după aia auzim pe aia când bat la ușă. Și după aia auzim pe aia când bat la ușă. Poliția, deschide! Și atunci ne-am prins cine... De fapt, da, inavertizau, știi? Mersi, băieți, vă pup! Noi oricum îi văzusem, da? Și a venit... Deschide și Paul făcea: nu putem! Poate că nu puteți. Păi nu putem, dar de ce? Am bătut ușile în cuie. Ne-am blocat. Păi așa am făcut, că era un soi de uși, dar na, zona, adică hotelul Conti îi... Era dezafectat total nou. Îi și acum, praf, că nu s-a întâmplat nimic. Da. Și a trebuit efectiv să batem niște cuie. Și am băgat-o în hoș, șuruburi. Da, da, da. Aia am făcut. Am bătut cuie și șuruburi. Mhm. Tot așa, da, cu bor mașina pe o sfoară. Mergea de la un... Că eram pe trei etaje, știi? Da. De la unii la alții. Și erau aia super nervoși. Dacă nu deschideți, intrăm noi. Și eram... Bine. Please. Da. Noi v-am chemat de fapt că nu mai putem ieși. Hai, faza a fost în felul următor. Că noi aveam cumva... cumva aprobarea de la proprietarul de atunci. Nu aveam aprobare, nu așa a fost chema. Sau administratorul. Era... Uite, denunțul, da, să vină poliția. ăla era, deci proprietarul de atunci era un ceva interlop, care era fugit în Dubai sau nu știu, în naiba, și ăla își lăsase proprietatea asta, Contiu, în administrarea unei firme de insolvență, știi? Okay. O chestie de genul ăsta. Și ăia, până la urmă, au fost convinși de poliție să facă reclamații, practic. Să acasă poate să intervină că, ei. Da, trespassing, cum ar veni, da, știi? Dar, mă rog, până la urmă s-au rezolvat că nu, ea n-avea niciun drept să facă reclamații, de fapt, știi? Mă rog, în fine, a fost o chestie genul ăsta și noi eram bine acolo, adică n-aveam de gând să deschidem, știi? Noi știam că n-aveam... Aveam sandwich-uri făcute, șnițele de la mama. A fost comic că noi ne-am stat acolo, cumva... Serios? Noi ne-am... Erați în excursie. Eram în excursie. Deci a fost... Ne-am pus în cap să stăm acolo 3 zile, ca să înțelegi. Începesc că am intrat acolo... Plan. Am intrat acolo cu generator, deci da, cu generator. Generator după noi, cu boxă, cu laptop, cu saltele gonflabile, cu haine pe 3 zile, șosete, cu mâncare, cu... Pe când ne-au arestat și ne-au dus la secție și au zis... Și cărți în puie. S-au luat cărți, Mihnea au citit, coaie. Protest intelectual, nu, da, așa. Și dă-i, din la 7, am scos boxa pe geam, am căzut la laptop și dă-i, Rege Gens, numai din alea puneam tot felul de... Manu Chao. Manu Chao, da, tot felul, tot felul. Și treceau ani, mergeam la muncă, noi eram... Festa cu noi! Suport, nu știu ce. Ce drăguță vă. Se uitau oamenii, erau... Ce pula. Eram Paul. Da, mă zicea la servicii, no, ca la România, știi? Nimeni nimic, știi? Noi, cumva expectanța noastră a fost că hai că îți dai seama, să lumea să oprească. Îți dai film din la Rege Gheț de mașini, da, vin oamenii să bagă toți, da. Clipul ăla de pe Wall Street, știi? Da, da, nu știu, și eu aduceam la servici, n-am ce treabă, știi? Și Paul ziceau, nu s-o opresc, mă, Mihnea, tu vezi că ăștia nu s-o opresc. Ce să facem, mă, Paul? Nu s-o opresc, nu s-o opresc. Eu chiar era șocat, bă. Da. Tu, Jet, i-am văzut pe niște nebuni azi dimineață, tot urlau pe geam. Cred că vreo oră am tot pus muzică, am fluturat steagul. Am aruncat flyere. Bogdan citea de la etajul 1, citea la portavoce manifeste acolo, da, la portavoce roșia montan, nu știu, ea mergea, ceva se duce. Și de dată la 8, a venit ceva polițai, dar tăieră în intersecție și ăla ne-a văzut primul, așa cumva să zic ceva se întâmplă, stă așa în sus, să fie... Ai, e pula
mea. Atâte banere așa mare și l-am văzut de prin stație. No, și-au apărut ăștia, poliția. O dura ceva. O dura ceva. După a venit televiziunile și au început telefoane de genul ăsta. Se aruncă cineva de la etaj. Era, nu! Atunci noi nu filmăm. Pro TV-ul, da. Și eram, bă, dar nu, asta e ideea. Da. A, cu roșia mântană, bine. Te sunăm noi, pa! După ce șmecher ar fi un film de treaba asta, da, jur. Da, ți-am zis, tot fel. După aia a fost un fan. Bă. Deci, o venit din... A început să adune lume, așa, bă, pe la vreo 10, 11, ceva în genul ăsta, și mai erau din... Adică prieteni de-ai noștri. Da. Mai erau din campanie, din Salvează Roșia Montană, și a început să împartă flyere acolo jos, oameni care treceau, și a venit poliția și noi am văzut pe ăștia că împart flyere, hai și pe ăștia la secție, Eu las să-i bage în mașini. Bă, și a fost o fază. Deci era o fată din campanie, Roxana, așa cum aduc aminte. Aia săraca a vrut să o ia și nu vrea să meargă. Și s-a prins cu brațele de un stâlp ăsta de altă tensiune acolo în fața la Liberia Universității și ea trăgeau de ea să o bage în mașină, în dubă. Și fie ce-o pățit. Și-a băgat o mașină de poliție, o plecat cu mașina de poliție și undeva pe Doza, în față pe central, a rămas fără benzină. Nu povesti Roxana faza aia, a murit de râs. Deci zicea, bă, nu știam ce să fac, să râd în mașină sau nu. Și că erau așa în conversație, șeful a rămas fără benzină. Și păi ce facem? Deci am eu cardul la mine, ce du-te până la benzinărie, l-a trimis pe unul dintre ei cu cardul, șeful, la benzinărie în abator, la Lukoil, la abator, da. Să ia de acolo o doiță de benzină cu un bidon și s-a întors înapoi. Și Roxana zicea, dar duceți-mă pe jos, până la secție, că aici, pe dege, la parte. Nu, cu mașina, nu știu ce. Și a stat acolo în fața la central, până venit la înapoi cu băga benzină de rezervor și o dus-o până pe degeaba la secție. No, chestii de genul ăsta. Pe noi când ne-o scos în dubă, când eram în dubă, m-o sunat de la Gherila. Și m-o sunat, mă știu ce, Bogdan Șerban sau Dobrovol, știu, mă știu, ca Mihnea, cum e acolo? Sunteți înăuntru în Conti? Și era polițaiu cu noi. Adică, și mine era, am fost, era cu noi în dubă. Și de așa știi, nu. Am fost, acum nu mai suntem. Păi cum, v-au arestat? Da. Sunteți la secție? Nu chiar la secție. În dubă? Da. Bine, te sunăm mai încolo. Da, mai bine mai încolo. Cu cătușele și ținea polițaiul telefonul. Nu ne-a pus cătușe. Nu ne-a pus cătușe că nu a vrut să creeze o situație. Și după aia a fost genial. Pentru că ajungem la secție și ajungem acolo și ne bagă înăuntru, mai țin minte că era ceva sală de asta, că avea ceva bănci, parcă era o sală de clasă. Da. Se puneva la parter și ne bagă acolo și găsim un tip acolo, știi, care stătea, bă, și acolo, ăla stătea și citea, un tip ca noi, așa cumva, știi? Și ăla citea James Joyce în engleză, Ulise, da, știi? Și îl găsim pe ăla acolo, știi? Pleacă poliția, ne lasă pe noi singuri acolo, că am 6 oameni și cu gagiul ăsta, știi? Și ne lasă acolo. Și nu te-am așa în alții tăcere. Noi cumva în paranoia noastră de la noi, zic, bă, ăsta sigur a fost pus de ăștia aici să ne tragă de limbă. Știi? Ăla, ce faceți? Cum sunteți? E ok? Ce cu voi? Nu știu ce era. Noi ne uitam așa la el. James Joyce ieșea o antenă. Și răspundeam așa. Și noi, așa, știi, circumspeții, răspundeam în 2P. Da, nu, nu știu, nu vreau să vorbim cu el, știi? Și după aia am aflat povestea lui săracu, bă, deci ăla văzuse că colul pe internet, că s-a ocupat Conti, nu știu, și l-au venit să sprijine mișcarea, treaba, nu știu ce, și au venit pe la 12 ziua, știi? Mi-aduc aminte, da. Venit pe la 12 și au intrat în Conti, au venit, au bătut la ușă, la etajul 1, nu i-a răspuns nimeni, la etajul 2 unde eram noi, era cu muzica la maxim, nu am auzit nimica, nu știu ce, s-au mai plimbat un pic prin Conti pe acolo, nu mai găsit pe nimeni și au vrut să iasă afară, că noi am intrat pe... când intra și el pe acolo, pe gaura aia pe lateral, unde da. Știi unde, zic, știi? Și-a ieșit afară și când a ieșit afară înapoi, l-a văzut poliția și-a crezut că era cu noi și l-a arestat. Și ăla săracul, de fapt, a stat la secție mai mult decât noi, știi? El era de pe la 12 la secție, noi am ajuns pe la 4 după masa. Și ăla săracul era acolo și nici nu mai vrea, și nici nu vrea nimeni să vorbească cu el, nu vorbeam cu el, că nu, am zis că e pus de poliție, ceva undercover, o schemă cu el, știi? Săracul. Păi oricum la secție am avut parte de good cop, bad cop. Da. Ce drăguț. Deci veneau. Da, a venit unul și a zis: salut, ce faci, cum ești? Îți dau o cafea. Nu, bun, ziceți voi, cine v-a pus să faceți chestia asta? Între noi fie vorba, știi? Și eram, chiar nu vreau să vorbesc. Bă, sunt cu voi, eu vă înțeleg, nu știu ce. Ieșa, la venea unul, haide acum, gata, ajunge, hai, ziceți, care-i faza, cine v-a pus?
Ai belit pula, bă, ta știe unde bă, ești, mă, știe, bă, faci pușcărie. Faci pușcărie, mă, dacă nu zici acum, așa îmi doresc un film. Cu socolea, ne dormi de nu știu câte ore, nu mai înțelegea nimic. Aventuri cu Mihnea și Pauli. Ne aveam ghiozdanele cu noi și cum ți-o zis Mihnea, deci au pus haine de schimb, că ne vreau să stăm 3 zile ca niște eroi. Și au zis ăla, arătați-ne ce aveți în ghiozdan. Și eram, sunteți chiar sigur de chestia asta? Că aveam brânză, brânză de la bunică. Și vreau să inventarieze. Și avea telemea în ghiozdan. Vreau să inventarieze ce aveam în ghiozdan. Și noi aveam inclusiv, ai văzut că eu aveam la mine în ghiozdan vreo 20 ceva de baloane. Erau baloane astea simple pe care noi plănuisem să le umflăm, să scriem cu markerul pe ele, salbasul și amontană și le dăm drumul de la balcon, știi? Și n-am mai făcut chestia asta, nu știu de ce. N-am mai făcut chestia asta, nu știu de ce. Și ăla tot vrea, că era o prostie. Și eu zic că, no, uite, în ghiozdan, uite, baloane. Zice, nu, așa. Pe rând, câte una, te rog frumos, că să scriu aici, da? Da. Și zic, cum, chiar câte una? Ce da, câte una? Și am început. Un balon albastru. Un balon și scria ăla. Și a scria, un balon ce? Și acolo ce ai? Șosete? Ce culoare? Negre. Pereche, șosete? Carte. Carte. Ce carte? Ce scrie? Imposibila ușurătate a ființei. De Milan Kundera. Nu știu ce. Deci nu vrea să crede, ceva așa, pe bune mele, nu știu. Da. O caserolă, chiftele, bacău, da. Șosete de lână. Da. Țăcă. Ne-am dat seama, chiar după, când noi toți scoteam din ghiozdan, ne-am dat seama că aveam, pe fundul ghiozdanului erau patent, ciocan, cutter, cuțit, șurubelință. Le puneam alea acolo. Mai e ceva? Nu, mai e nimic. Faza a fost că eu am uitat, pur și simplu, de punga aia. Mai țin minte și după aia, și am zis, și mai e ceva? Nu, mai e nimic, asta a fost tot. No, bine, și cumva m-am crezut, nu mai cotat. Și după aia, după aceasta... Tu te-ai să ai topor, pistol, chestia. Am mers la mine acasă după aia și era foame, știi? Și am ajuns acasă, știi? Și mâncat nișnițele alea de la mama. Și hai să scoatem ce aveam cu noi în rucsac. Și când scot și zic socol, zic, bă, scoate-mă pe scama acolo de la mama. Și socol se trece, bă, Mina, bă, te-ai spus bă la că n-ai nimic, așa aveai cea patent și șurubeni, arme albe, cu țâta. Por mașină. Da, da. Și a fost avocatul nostru, era Peter Eckstein Kovac, care aveam și avocat, deci era așa cu avocat. Eu și-a venit dragul de Eckstein Kovac. Și s-a dus, cumva ne-a pus pe fiecare într-o cameră, știi, separat, știi, cu interogatoriu, ca niște infractori. Și cumva la mine a ajuns primul Eckstein Kovac când a venit și no, ăia cu plângerea lor de la firma aia de insolvență, știi, și așa drăguț cum vorbește Eckstein Kovac, așa mai... Deci, domnule dragă, dacă asta este o plângere valabilă, eu mănânc acum pe loc, hai Mișa, să mergem de aici. M-ați chemat pentru o prostie, asta e o prostie, hai să plângem de aici. Domnul Cova, domnul ăștia, nu se poate, nu știu, hai, lasă că nu se poate, hai, așa drăguță. ne-o luat din arest. Eu am făcut dreptul sau tu ai făcut dreptul? Hai, tu rog, hai să mergem. O rămas aia blocat, deci a venit domnul Cova și ne-o luat pe toți, haideți. Și noi eram, da, dacă zice domnul avocat, mergem acasă, polițiștii ăștia îs proști. Bine, la revedere, domnul polițist. Eu și ăla meu care m-a luat pe mine la interogator, era unul, avea ceva, era așa un băiețaș așa cu o frezuță, așa un blond, așa cu avea șarfă. O șarfă așa mov, așa și cu un pulovăraș cu anchior și a spus așa, zice, no, bună dragă, no, uite ce mă pui să fac. Eu acum trebuia la ora asta să-mi iau nevasta de la școală din cauza ta, nu mai pot să conduc acum, no, ta trebuie să pun pe... No, zi, ce-a făcut acolo? Ce? Eram așa, mă uitam la el, zic, vrei să zic sau care? Te plângi numai de mine? Pentru asta vreau mașina timpului. Nu să mă uit la mort pe Hitler, să văd ochii pe-ai cont. Și când au vrut să ne bage pe fiecare într-o cameră, am zis, nu, stați un pic, noi așteptăm, noi eram făcusem training înainte, știi? Noi nu vorbim decât în prezența domnului avocat. Hai bă, aceea ce ai America, îți trebuie avocat, toate crezi să trebuie. Zic, hai, vă rog frumos, un pic de răbdare, că oricum domnul avocat vine acum, că e cea vecin cu dumneavoastră, că stai cea lângă. Deci mă, am văzut că am zis că e vecin cu dumneavoastră, îl pica fața la toți. Că știu cine e. Dar cine e avocatul vostru? Zic, domnule Ștean Covaș, toți erau așa. Eu sunt furtuna. Da, nu putem să le facem nimic. Înainte de Better Call Saul. Da, Occupy Conti chiar a fost așa o experiență
Adică nu, n-am rămas cu nicio traumă. Mai știu, și când au venit până la urmă, spart ușile și ne-au găsit acolo, știi, și au venit unul și, și mi-aduc aminte pe ăla așa, cumva și-au pus așa șapca pe spate și ce? Ce e aici, mă, băi, dar voi cât ați crezut că stați, mă, aici, mă, ce e asta, mă? Saltele gonflabile. Saltele gonflabile. Cât credeam, mă, ficior, că stai aici, mă, mai știi, te-ai da. Așa era. Era să împărțiți deja în caste, agricultori, bă, da. Mihnea era cu să pune, să-și dea lucrurile polițistului și făcut. Nu pun mâna, voi le luați astea. Să nu vadă lumea că nu știu ce. Noi tot făceam mișto și o să ne puneți cătușe acum, ne scoateți voi. Că deja se strânsese lumea, inclusiv Nicușor Dan, care era... Da. La protestul a fost și Nicușor Dan. Care stătea, ținea zid jandarmeriei. Ba, ce mai ești cu noi? Sau? Am primit un telefon acum și să-i răspund că nu pot să vorbesc. Da, bine. Ce mai zici, mă, Socol? Salut. Bine, dar îți dai seama că am vorbit jumătate de oră de Occupy Conti și... Bă, eu vă zic că am meritat, eu m-am distrat foarte mult. Și n-am vorbit nimic de Mihnea. Păi cum n-ați vorbit de Mihnea? Mă rog. Dar avem foarte multe... Da, avem multe din astea, dar toate arestările noastre sunt deosebite și amuzante și scoase din custurița toate. Este un custurița întreg ce s-a întâmplat acolo. Deci da. Doresc să văd. Multe, dar oricum... Păi îți dai seama că am și făcut aniversare. Noi făceam aniversare și veneam cu torturi în față la Conti și veneau jandarmii să ne legitimeze și noi fugeam prin Piața Unirii și traversam strada. Nu ne stricați cheful! E aniversarea noastră de la arest! Veneau ăștia și veneau la noi, bună ziua, ce se întâmplă aici, este ilegal, însă ne dați buletinele și noi fugeam peste stradă și erau polițiștii. No. We've been bamboozled. Mă știu că mi-a jucat țară-țară vrem ostași. Da, cu ei. Da. No. Ce e aici? Protest? Nu, domnule, nu jucăm în țară-țară, vrem ostași. Ei, mă, eu sunt prost, mă, sau ce? Nu știu, domnule, nu jucăm în țară-țară, vrem ostași. Excelent. Dar chiar jucam pe bune, știi? Găsisem noi cumva o chichiță, dacă făceai manifestație, dacă era eveniment cultural sau sportiv. Nu era sportiv, nu era protest. Nu aprobare. Și atunci, tot timpul când făceam o chestie din asta... Aveați o minge cu voi. Am avut și minge, am jucat volei. Ce vrei tu? Am făcut silent disco. Da. Ce? Seară de tango. Seară de tango, da, foarte frumos a fost. Nu înțelegeau jandarmii nimic. Tot felul. Stai să-mi convenit într-o seară Piața Unirii și toată lumea era... Și erau... Ce e aici? Ăsta-i protest? Nu, dansăm. Dar de ce? Nu, știi așa... Pentru Roșia Montană. Adică-i protest? Nu, dansăm. Foarte tare. Bine. Și avea din aia... Nu știu... Însă aici! Dansează! Pe cum? Nu vor să dea buletinele! Bine! Și plecau! Da, mă. Tare. Nu mai pot. Excelent! Iarăși că a fost tot așa la ocuparea sediului PNL, când am ocupat pe eroilor. Aia a fost mai târziu, în 2010. Nu mai știu când n-ai mai făcut. Nu? Și aia avem, este filmare pe internet și cu aia când am ocupat sediul pe internet. Aia, tavul și atunci, genial a fost. La fel, ne-am pregătit, plan, chestii, intrăm, sigur o să intervină cineva, o să dă-te, nu, că noi ne blocăm aici. Am intrat efectiv, am trecut pe lângă secretarea, am zis, bună ziua, să rămână aia, nu s-a salutat înapoi. Și v-ați închis în birou? Da, era un ne-am dus pe balcon. Era de conferințe care avea balconul la stradă, știi, acolo pe eroilor. Și am pus balcon, chestii, standard, fluturaș, portavoce, nu știu ce, și a venit secretarul și dar ce faceți? Ce faceți aici? Protest, și am zis, doamnă, protest. Bine. Ia, dar nu se poate, dar ați vorbit cu șef, cu cineva? Nu, evident. După... Dar eu chem poliția, dar sigur că da. Chemați poliția, că asta urmărim, știți? Da. De asta suntem aici. Da. Dorim atenție. Da. Exact. Și după au venit după jumătate de oră și a zis, am vorbit cu domnul primar și a zis că e ok.
Ăia făcuseră cu o seară înainte, dacă ți-mi minte că am găsit acolo, am găsit, făcuseră cu o seară înainte ceva chermez de partid. Da, da. Erau cu sărățele. Și erau, rămăseseră acolo, sărățele. Și ne-au adus, mă, cafele și sărățele. Mă servim cu ceva, au rămas, dacă vreți, de-aseară au rămas. Da. They killed you with kindness. Și noi era, doamnă, asta e un protest, doamnă! Dar să vă fac o cafea. A fost o fază. Bine, dar obia un scârnă. Două zahăr. A fost o fază. A fost o fază când am, când am ieșit de acolo, că una dintre ele totuși a făcut ceva chestii, le-a zis ceva la poliție, oh, că mor, că am scuipat-o sau da, nu știu ce, a zis că am jurat-o sau ce. Și, după bună și, prăjitura. Da, și când am... Noi cumva nu eram genul, adică noi tot timpul am fost pe sistemul ăsta, bă, ne ducem, vine presa, ne zice mesajul, așa, după ce am zis mesajul, a venit presa, am spus ce am de spus, plecăm, că n-are sens să stăm acolo. Și atunci am zis, no, hai că ieșim, no, ieșim, domnule, ieșim, gata, bun. Deja era jos, așa de multă lume era jos pe scări, că noptul jandarmeria să urce, efectiv, deci nu a avut cum să urce. Și erau nervoși deja de jos, oricum. Și până la urmă au reușit să urce doi sau trei polițiști numai, pe jandarmi nu au prins nicicum lumea să-i lase să urce. Și am zis, hai că plecăm. Și când am ieșit, era un polițai care ne știa de la proteste. Era un mai zis, avea doi dinți de aur, așa, un super, așa, un pișichier din ăsta, așa, știi, un gagiu așa foarte. El cumva, și la proteste când venea, pentru el era o bucurie. Când îl trimiteau la la un protest, la o fază, el era super bucuros, cumva, că nu, probabil că nu se plictisea la secție, știi, era așa. Și venea, era foarte vesel tot timpul, da. Era bucuros că se întâmplă chestii, știi, no, ce faci, mai așa. Și ieșim de acolo și ăsta mă întreabă, zice, domnul Bidariu, domnul Bidariu, dar cumva ați înjurat-o pe doamna, pe secretar, ați scuipat-o sau ceva în genul ăsta? Că așa au zis dânsa. Zic, nu, domnule, cum să fac așa ceva, nu facem din asta. Și ăla zice, așa știa, așa mă gândeam și eu. Eu vă știu de la proteste, se trom serios, nu faceți din asta. Dar voastră dansa stangouri în viața unui. Așa mi-a zis. Eu vă știu de la proteste, se trom serios, nu faceți din asta. Așa m-am gândit, așa știu, doamne, nu fac ăștia din asta. Da, da, da. Bun, că trebuie să mergi să-ți iei copilul. Pe această notă veselă, ai tu vreo întrebare pentru noi? De ce? Că nu știi, nu ne pune nimeni nicio întrebare, cum, și atunci... Cum o să se cheme ediția asta? Am o stare... De cum vrei tu. De cum vreau eu? Da, putem să-i spunem am o ce stare de ciudat. Mihnea și cum te mai cheamă. Am o stare de Conti. Dar oricum o să fie poza ta cu tine. Dar mai avem timp, mă, ce? Nu mai avem. Nu mai avem. Serios? A, animă, deja. Animă? Mă, și nu am apucat să vorbim de când... Da, mai facem unul. Facem partea a doua. Facem partea a doua. La mulți le-am promis partea și n-am mai făcut. Cu întâmplări deosebite din muzică. Da, din, așa. Muzică. Cum ați călătorit prin toată România, da. Cu prăjitură. Sau cum i-am distrus eu lui Socol viața. Viața și psihicul cu spectacolul Mânia.ro. Și aia. Da. Facem. Dar aia să fie o stare depresivă, trebuie să cheme ăla. Da, ok. Da. L-am nenorocit cu spectacolul ăla, săracu. Să bem atunci în podcastul celălalt. Mulțumim patronilor, mulțumim oamenilor de pe internet care uitați la noi, mulțumim Mihnea că ai avut răbdare cu noi. Vă mulțumesc foarte mult eu de invitație și... Mulțumim domnișoarelor de la segment că ne-au primit aici și nu mai suntem în bucătăria mea. Yay! Curând și un spațiu. Dacă aveți spațiu de închiriat, dați-ne-l nouă gratis. Până nu-l ocupăm. Avem un studio. Până nu ocupăm, dar dacă nu ne dați bani pe Patreon, ocupai Cluj. Îți spargem. Am o stare acolo. De ocupai. Tu ăla cu spațiu, dă-mi-l! Nu uitați like, share, subscribe. Mulțumim oamenilor de la Sound Creation că sunt alături de noi ca întotdeauna și Doamne ajută la... Și Doamne ajunge. Și Doamne ajunge. Doamne, vă pupăm în ce locuri doriți voi. În Piața Unirii, de preferat.